Ministrul Sănătății Victor Costache a introdus Clinica Polisano Sibiu într-un mare program pe bani publici. Ce a făcut mai exact? Și veți vedea imediat documentele. A modificat un ordin de ministru în favoarea spitalului privat unde lucrează, în același timp cu activitatea de ministru. Același ministru al sănătății așadar este angajatul acestei clinici private, iar prin contractul pe care îl are, s-a obligat să fie fidel clinicii Polisano și nu pacienților români. Aici este ordinul de ministru în care a intrat ministrul Victor Costache și a cerut modificări clare în așa fel încât clinica Polisano, clinica privată la care activează actualul ministru al sănătății, să fie avantajată. Este o informație în exclusivitate a echipei de investigație Libertatea și GSP. L-am contactat pe ministrul Sănătății Victor Costache, nu ne răspunde la telefon deocamdată, înțelegem că încă de la ora 8 dimineața este într-o serie de întâlniri. Deocamdată nu avem confirmarea că ar dori să intre în direct cu noi. Alături de mine este jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial Libertatea și GSP. Te salut, Cătălin, bine ai venit! Bună dimineața! Am văzut documentul, să explicăm și publicului ce apare acolo. Ce a făcut ministrul? Victor Costache a depus jurământul la Cotroceni pe 4 noiembrie. Pe 7 noiembrie el semna un nou contract cu Polisano. Pe 18 noiembrie intră de la calculatorul său de la Ministerul Sănătății în acest document Google Docs pe care cititorii Libertatea îl văd acum și vede că printre criteriile de eligibilitate pentru unitățile care derulează această axă prioritară pentru pacienții care fac infarct miocardic acut era obligația ca spitalele să aibă două angiografe. De aminte, până în acel moment, doar spitalele publice, mari, derulau acest proiect. Despre ce program e vorba, ca oamenii să înțeleagă foarte clar. România are foarte multe nevoi de sănătate. Și pe măsură ce ele se dezvoltă și statul vede că sunt probleme, încearcă să le remedieze. Asta indiferent de cine a fost la putere. Și apar niște programe, astea se numesc axele prioritare, altele se numesc programe prioritare, sunt mai multe feluri, care vin și suplimentează banii atunci când e nevoie. Că nu toți banii de la casă, care sunt mulți, sunt între 7 și 8 miliarde de euro, nu ajung tot timpul. Și atunci se suplimentează de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul de Finanțe, mai exact. Bun. Despre un astfel de program vorbim. Dedicat bolnavilor care fac infarct miocardic acut și spitalelor publice. Vede că e vorba de două angiografe, condiție minimă, și taie el însuși, e vorba de modificarea făcută de ministrul Costache, așa cum oamenii văd acum, și noi publicăm pe site aceste documente. Suntem în poziția unei scurgeri de documente uluitoare de la Ministerul Sănătății și le expunem publicului. Sunt documente de importanță, de interes public evident. Nu le considerăm secrete și chiar dacă le-am considerat secrete, nu contează cât timp sunt de interes public. Deci taie două angiografe, condiția minimă, și lasă un angiograf. Merge la pagina următoare, exact. Merge la pagina următoare și ne vor arăta colegii imediat. Adaugă acolo spitalele, trei spitale private pentru prima oară. E vorba de Sanador București, Polisano Sibiu și Monța București. Ele sunt trecute cu roșu, adaugă și Spitalul Județean Bacău. Uh-huh. Deci din toată țara, din toate rețelele private, alege trei. Dintre care cel puțin unul dintre ele, avem proba, contractul pe care l-am publicat astăzi, că lucrează. E vorba de Clinica Polisano Sibiu. Dar există suspiciuni că lucrează și în altă parte. Dar haideți să vorbim acum pe ceea ce avem și putem dovedi. Deci Ministrul Sănătății intră și modifică în favoarea angajatorului său privat, la care activează în momentul în care face acest lucru, un ordin de ministru. Cum să privească publicul, pacientul român? Ca să relatăm totul cu acuratețe, să spunem așa. Oamenii din Ministerul Sănătății și-au dat seama ceea ce se întâmplă și l-au sfătuit să scoată măcar de pe listă clar Polisano și celelalte spitale private, cele două, să lase la dispoziția sa pentru a modifica apoi lista dacă vrea, pentru că s-au înspăimântat. Pentru că pur și simplu nu și-a aduce aminte nimeni din Ministerul Sănătății ca cineva să se facă ceva de genul ăsta vreodată. Cum să privim cele întâmplate? Publicul. Practic, dacă e să simplificăm informația,
deși e ministru al sănătății și ar trebui să fie fidel pacientului român, ministrul lucrează și la o clinică privată. Care este fidelă, potrivit contractului pe care noi l-am publicat. Pe cum să privim? Că și-a respectat contractul cu Polisano. Și-a respectat contractul cu Polisano. Dar nu și contractul cu publicul. Nu și jurământul cu mâna pe Constituția României, făcut pe 4 noiembrie anul trecut, în fața președintelui țării. Președintele tace. Nu e prima oară, într-un mare scandal de sănătate, când președintele tace. Acesta e contractul de muncă pe care a vorbit după două săptămâni în cazul Hexifarma președintele și ne-a anunțat că a fost informat și că se consideră satisfăcut cu acele informări. Președintele, care este garantul, nu doar garantul acestui guvern în general, a doua zi după ce Libertatea a publicat, nu, iertați-mă, în ziua în care Libertatea a publicat informația că acest guvern pregătește vărsarea de bani publici către domeniul privat, inclusiv către domeniile unde au interese oameni din vârf, din vârful sănătății din România, președintele a venit și a spus că este foarte bine că se întâmplă asta. Ok, bun, am publicat contractul Ministrului Sănătății cu Polisano. Am publicat documentele prin care Ministrul Sănătății intră în sistemul informatic al Ministerului Sănătății și modifică din două ani geografie, una în geograf, ca să se califice Polisano. E caz penal. Nu știm asta. Asta deja e treaba altora, nu e treaba presei și nu e treaba cetățenilor. Noi informăm, cetățenii citesc, reacționează, unii se consideră evident lezați, alții ne acuză pe noi că decedăm în PNL, nu e treaba noastră. Tratăm la fel toate guvernele, PSD, PNL, USR+, nu e treaba noastră. Aici nu e vorba de curaj, e vorba de altceva. De ce ar putea fi vorba? În ce sens? Când faci asta, nu ai curaj. Încalci legea, sfidezi legea. Păi nu, curajul cui da, aici discutăm despre un conflict de interese evident. Vorbim despre faptul că s-a așezat în conflict de interese din momentul în care a acceptat să fie în continuare la un angajator privat și să garanteze în numele tuturor pacienților români, în numele tuturor partenerilor statului român din sănătate, fie că sunt spitale private, fie că sunt spitale publice, fie că sunt firme de medicamente. El, potrivit contractului cu Polisano, nu avea voie să ajute pe nimeni, nici măcar clienții, cum sunt numiți pacienții la Polisano, da? Care Polisano nu e Polisano, clinica anonimă din Sibiu, nu, este MedLife, una din marile rețele private din România, care are interese majore în sistemul de sănătate, nu spune nimeni că sunt ilicite, dar în cazul ăsta, lucrurile sunt foarte clare. Și mai avem o întrebare publică, pentru Sanador și pentru ministrul Costache, este angajat și la Sanador sau nu? Sau doar la Polisano? Este angajat ministrul Costache, are contract și cu Sanadorul pe care l-a trecut de asemenea împreună cu Polisano și cu Monța pe această listă și nu numai pe această listă, că noi am publicat încă un document scurs tot din Ministerul Sănătății, care, unde e vorba de programul de axa prioritară ATI, un alt program foarte important pentru pacienții români aflați între viață și moarte și copii și adulți, unde a trecut exact aceste trei clinici. Sanador București, Monța București și Polisano Sibiu.